seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un copil de aproape 2 ani a murit după ce ar fi fost izbit violent de podea. Bărbatul suspectat de crimă ar fi fost supărat că micuțul nu se oprea din plâns. Procurorii trec în casă nouă. Sediul, ce a costat 27 de milioane de lei, este situat chiar lângă cel al Partidului Democrat. Democrații au fost colindați astăzi de către membrii comunității Occupy Guguțe. Tinerii s-au referit la mașinile de lux din parcarea partidului. În prim post al Crăciunului, Mitropolitul Vladimir a participat alături de alți preoți la o masă bogată ca în restaurante. Festinul ar fi fost oferit de o persoană suspectată de evaziune fiscală, scriu jurnaliști. Un copil de 1 an și 7 luni a murit după ce a fost izbit cu putere în podea din cauza că plângea. Cel care l-ar fi omorât este un vecin aflat în acel moment, potrivit poliției, în stare de ebrietate. Bărbatul venise în vizită la bunica micuțului. Acesta a fost reținut și riscă detenție pe viață. Tragedia s-a produs aseară în satul Sofia. Potrivit polițiștilor locali, bărbatul, care se afla în stare avansată de ebrietate, i-a făcut o vizită bunicii micuțului, o femeie de 50 de ani. Polițiștii susțin că și aceasta ar fi fost băută. La un moment dat, între cei doi s-ar fi iscat o ceartă din cauza că cel mic nu se oprea din plâns. Ca urmare, bărbatul a luat copilul și l-a lovit de podea. În urma leziunilor corporale primite, copilul a decedat pe loc. În moment, bărbatul se află în arest preventiv în termen de 72 de ore. În timp ce oamenii legii spun că bunica era de față, primarul susține că aceasta ieșise la baie. Poliția a fost alertată de către un vecin care tocmai intrase în casa femeie și a văzut cele întâmplate. Primarul localității mai spune că suspectul are 41 de ani și nu a fost căsătorit vreodată. Nu locuie cu nimeni, adică nu locuia, adică nu era familia, n-a de familie. Avea de o purtare și cam neadecvat, să zici, mai folos consuma băuturi spirtoase, nu era angajat în câmpul muncii, dar nu a avut, adică, să fie antecedente penale pentru așa cazuri. Copilul, în vârstă de 1 an și 7 luni, locuia cu bunica pentru că mama lui s-ar fi aflat la muncă într-o suburbie a capitalei. Aceasta este divorțată și are încă 2 copii. La momentul tragediei, aceștia erau în vizită la buniei din partea tatălui, care se află în aceeași localitate. Familia, da, era curățel în casă, că au fost asistent social, că a făcut vizită, copilul era îngrijit. Aici era, știu, foc, era un casă, un laptop aveau și mașini de spălat. Adică era parcă copilul îngrijit, era, nu era o situație când un risc. Principalul suspect a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă vinovăția lui va fi demonstrată, ar putea să stea tot restul vieții după gratii. Se află. Procuratura Generală se mută la Casa Nouă, clădirea se află în inima capitalii, chiar alături de sediul Partidului Democrat. Unii procurori vor vedea imobilul democraților prin geamurile birourilor. Șeful lor, Eduard Harunjen, dă asigurări că acest fapt nu îi va intimida cu nimic. Reparația sediului, care are în jur de 3.000 de metri pătrați, a costat aproape 27 de milioane de lei din banii statului. Cele mai impunătoare birouri au revenit, bineînțeles, șefilor, inclusiv procurorului general. Deci asta este anticamera. Ați mai fost anterior în biroul dumneavoastră? Când? Am fost ultima jumătate de an în fiecare zi în acest edificiu și nu o dat pe zi. Astfel de birouri sunt 4, doar în acest edificiu este biroul procurorului general și 3 birouri adjuncților procurorului general care au fix același metraj. Biroul lui Harunjan este singurul care are ieșire la balcon. Acesta însă nu dă spre sediul Partidului Democrat, spre deosebire de alți procurori care vor munci cu ochii spre PD. Tot ce se face în afara acestui sediu nu are nicio putere să ne intimideze. În noua clădire, care măsoară circa 3.000 de metri pătrați, vor activa în jur de 400 de angajați. Pentru că nu toți procurorii vor avea loc de parcare, unii au fost îndemnați să se deplaseze cu transportul public. Sunt și angajați care s-ar deplasa cu bicicleta, susține Eduard Harunjen. Instituția mai are o sală de conferință, un loc pentru Muzeul Procuraturii, dar și o sală pentru presă. La inaugurarea sediului au fost invitați 10 de procurori, șefi de la CNA, judecători și miniștri. A explicat și de ce a păstrat simbolurile comuniste de pe clădire. Șefii mari de la Moscova, când au primit au recepționat această clădire, nu doar au fost bucuroși de ceea ce au văzut și chiar la un moment dat pe acest arhitectur. Nu de-a Domnul cu omul vine în hramul ăsta și sunt doar fără dreptate. Iată asta, clădirea asta obligă de acum. În timpul inaugurării, în fața clădirii a avut loc și un mic protest. Activiștii nu au avut acces în sediu. Oameni buni, aici e scoarcă!
Puteți să ne spuneți de ce protestați? Pentru că nu ne dă voie să intrăm înăuntru. Nu ne dă voie să intrăm înăuntru, nici mie, nici domnul Antor Mătăsară. Ne-a luat de mâine că aici carabinierul și ne-a aruncat afară. Dacă dumnealor au venit la audiență, audiența asta, zicea, nu se petrece în această sede. Noua clădire a atras și atenția unor trecători. Nu, ce incresivă. Nu, tak bine ar putea incresivă generală procuratură, că niște vizdani incresivă își zelări. Absolut deloc nu merită. Absolut deloc. Cu lucru care îl face, ei nu merită nici salariu să aibă. Nu merită nimic absolut. Ne putem zavidăvăt procuraturii. Puși un asu всех будут красивые здания. În noul sediu își vor avea birourile angajații Procuraturii Generale pe Cecux și o parte a Procuraturii Municipale. Procurorii vor trece în noua casă până la sfârșitul acestui an. Reparația clădirii a costat în jur de 27 de milioane de lei prevăzute de guvern pentru reforma procuraturii. Prețul la benzină și motorină va fi din nou stabilit de companiile petroliere de la noi. Decizia a fost luată de deputați la ultima ședință a legislativului, iar prevederea intră în vigoare din ianuarie 2019. Până acum, tariful la carburanți era stabilit de ANRE. Astfel, parlamentarii au revenit la vechea metodă de formare a prețului, pe care tot ei, acum 3 ani, au considerat-o ineficientă. Experții în energetică susțin că decizia va da roade doar în cazul în care Consiliul Concurenții va sancționa petroliștii care vor avea înțelegeri de cartel. Parlamentul, în nota informativă 3 ani urmă, a spus că iată metodologia care acum este aprobată și era în vigoare atunci. Ea nu este eficient pentru că prețurile de la benzinării nu corespund cu prețurile de import a carburanților, da? Ele sunt majorate. Se pare însă că autoritățile s-au răzgândit, iar din ianuarie 2019 tariful la carburanți va fi din nou stabilit de petroliști care vor trebui să țină cont de costurile și ratele de profitabilitate de cel mult 10%. Expertul Sergiu Tofilat consideră că revenirea la vechea metodologie ar demonstra, de fapt, o politică inconsecventă a guvernării. De partea cealaltă, fostul șef de la ANRE, Victor Parlicov, a precizat că metoda anterioară ar fi fost ineficientă din cauza lipsei unei monitorizări din partea Consiliului Concurenței, fapt ce a dus la prețuri exagerat de mari. Nu era problema de lege, și nu era problema de metodologie, și nu era problema de ANRE în general. Era problema pasivității, inacțiuni din partea Consiliului Concurenței. Piața era competitivă, dar nu știu de ce, toți operatorii fișau exact aceleași prețuri la panou, le schimbau concomitent. Asta era un semn clar că există niște aranjamente anticoncurențiale pe piață, la care Consiliul Concurenței pur și simplu închidea ochii. Fosta președinte a Consiliului Concurenței, Viorica Cărare, susține că instituția s-a condus tot timpul doar de lege, refuzând să ofere și alte precizări. Actuala conducere nu a fost de găsit pentru comentarii. Între timp, experții estimează că decizia de a reveni la vechea metodologie ar putea să aibă și beneficii la formarea prețurilor, totuși în anumite condiții. Ca să avem un mediu concurențial și respectiv să avem prețuri ieftine, trebuie să fie cel puțin două ingrediente. Prima, trebuie să avem un Consiliu al Concurenței profesionist și independent, și doi, trebuie să avem instanțe de judecată profesioniste și independente care să analizeze dacă există vreo înțelegere de cartel între participanții la piață și să-i sancționeze. Subiectul s-a lăsat fără comentarii din partea celor mai importante companii petroliere de la noi. Și ANRE, care în ultima perioadă a fost responsabilă de formarea prețului la carburanți, a menționat că la moment agenția nu poate oferi vreun comentariu la acest subiect. Între timp, șoferii spun că prețurile la combustibil sunt exagerate. Sunt mari prețurile, stare mari. Dacă o să fie 10 lei litru de benzină, o să fie super. Цены как цены. Почему бы нет? В Европе дороже. Как есть, так есть уже. Поэтому взяли гибридные. Да, да. Чтобы не переходить на газ и на все эти хитрости. Ultimul tarif stabilit de ANRE în august arată că un litru de benzină costă 19 lei și un ban, iar motorina 16 lei și 89 de bani. Experții susțin că pe parcursul acestui an agenția ar fi trebuit să micșoreze prețul la combustibil în contextul în care prețul petrolului a înregistrat scăderi semnificative. Acest fapt a fost cerut și de partidele PAS și Platforma DA în cadrul unor proteste. În majoritatea țărilor din Europa, benzina costă cu 20% mai puțin față de lunile trecute, pe când în Republica Moldova prețurile au rămas neschimbate. Concurenții electorali se pot înregistra pentru alegerile parlamentare începând cu 26 decembrie. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, înregistrarea se va desfășura în două etape. Ultima zi
Când vor mai fi primite dosarele potențialilor candidați este 24 ianuarie 2019. Astfel, în primele două zile, pe 26 și 27 decembrie, înregistrarea candidaților electorali se va face la sediul CEC și la Palatul Republicii. Decizia de a primi dosarele în locații diferite a fost luată anume din considerentul că în primele zile numărul solicitărilor este cel mai mare. Ulterior, documentele se vor depune doar la sediul Comisiei Electorale Centrale. De sărbători, mai exact pe 1 și pe 7 ianuarie, instituția are liber. De asemenea, a fost constituită și o comisie care va răspunde de tragerea la sorți privind ordinea numelor candidaților în buletinele de vot. Gările și stațiile auto din țară au fost date în concesiune pentru o perioadă de 25 de ani unei companii, fondatorii căreia se ocupă de modernizarea aeroportului Chișinău și repară drumurile din Orhei. Agenția Proprietății Publice anunță că SRL-ul Gările Automoderne a fost selectat în calitate de partener privat și a semnat contractul de parteneriat public-privat, scriu reporterii de la TV8.md. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, concursul a fost câștigat de către o companie creată în ultima zi de desfășurare a concursului. Este vorba de Gările Automoderne SRL, fondată pe 12 noiembrie curent de compania X Factor Group SRL. Cu o cotă de 85% și cetățeanul american Muco Luco, care deține 15% din acțiuni. Luco Muco are 40 de ani și locuiește în Orlando, Florida. Administrator al companiei este astăzi Vitalie Mrug. Potrivit investigații.md, toate lucrările de renovare a drumurilor finanțate de Asociația pentru Orhei au fost executate de firma Genesis International SRL, deținută de către Vitali Mrug. Potrivit TV8, companiile din grupul X-Factor se ocupă de lucrări de construcții și modernizare la aeroportul internațional Chișinău. X-Factor Group a fost angajată de Avia Invest în calitate de antreprenor general. Potrivit contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat, pe parcursul a 3 ani de la semnarea contractului, urmează să asigure reconstrucția gărilor și stațiilor auto la standarde europene, iar la finele contractului toate activele parteneriatului vor fi transmise cu titlu gratuit în proprietatea parteneriatului public, adică a întreprinderii de stat Gările și Stațiile Auto. Proiectul de parteneriat public-privat a fost aprobat încă acum 6 ani la prima ședință a Consiliului Național pentru Parteneriatul Public-Privat. În aceeași ședință s-a aprobat și inițierea concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Denotat că întreprinderea de stat Gările și Stațiile Auto are un capital de peste 22 de milioane de lei și are în subordine 30 de filiale Gări și Stații Auto și 13 puncte de case amplasate pe teritoriul Republicii. În ultimii ani, compania a înregistrat constant profit din activitate. Mai multe detalii găsiți pe site-ul tv8.md. La mănăstire ca la restaurant. După ce a sfințit biserica de pe teritoriul mănăstirii Țigănești, mitropolitul Vladimir a fost invitat să se delecteze cu o masă doldora cu bunătăți. Înalt preasfințitul și preoții care au participat la slujbă au fost deserviți de chelneri. Potrivit site-ului Anticorupție, festinul a fost oferit de către un om de afaceri, suspectat de evaziune fiscală. De partea cealaltă, reprezentanții mănăstirii au precizat că omul de afaceri doar ar fi aranjat ca la carte bucatele pe masă, fiind proprietarul unei rețele de restaurante din Chișinău. Potrivit fotografiilor publicate pe anticorupție.md, pe masă se pot vedea diferite bucate de post, printre care pește, dar și băuturi alcoolice. De acestea au avut parte mitropolitul Vladimir, dar și preoții care au participat la sfințirea bisericii de pe teritoriul mănăstirii Țigănești. O persoană din cadrul instituției de cult a declarat pentru TV8 că masa nu a fost doar pentru mitropolit. Nu pentru mitropolit, a fost pentru sfințirea bisericii. Două lucruri diferite, când mai pentru mitropolit și când mai pentru sfințirea. Secretarul Metropoliei, Vadim Chebaș, a declarat pentru reprezentanții mass media că masa a fost comandată de mănăstire. Același răspuns l-am primit și de la reprezentantul mănăstirii, care infirmă informația din presă, precum că bucatele ar fi fost achitate de către omul de afaceri. Nu a fost niciun două mănăstiri, a organizat-o. Lumea a adus unul ăsta alimente și frate mănăstirii frigăzi masă. Oamenii au adus din tăci părțile, care au adus găluși, care au adus pica și-au făcut. Noi l-am rugat ca să așeze pe masă. Știați că dumneavoastră este cumva suspectat de evaziune fiscală? Nu știu de lucruri. Eu știu că un bun creștin, în rest. În 2017, de ziua lui, care a avut loc în plin post, mitropolitul Vladimir a dat o petrecere pe cinste într-un local de lux din capitală. Atunci acesta i-a servit pe invitați cu icre și caviar.
În următorii 21 de ani, pacienții care suferă de boli renale se vor trata în continuare și la privat, pe banii statului. Contractul dintre CNAM și singurul agent economic care prestează servicii de dializă a fost prelungit de la 12 la 25 de ani, iar în această perioadă de timp, nicio altă companie nu poate pretinde să ofere astfel de servicii. Experții în politici de sănătate se arată îngrijorați de aceste modificări. În opinia lor, ele ar avantaja compania privată și ar anula competiția în acest domeniu. Guvernul a aprobat ca termenul parteneriatului public-privat pentru servicii de dializă să fie prelungit de la 12 la 25 de ani, iar alte tendere nu vor fi făcute în această perioadă. Mai mult, conform modificărilor, Compania Națională de Asigurări în Medicină este obligată să semneze contracte cu un singur prestator, o companie selectată în 2014. Întrebată de ce a fost necesară extinderea contractului, ministra Sănătății a explicat că agentul economic trebuie să facă investiții adiționale care urmează a fi răscumpărate pe o perioadă mai îndelungată. Totul din cauza că un număr prea mic de solicitanți de dializă ar beneficia de proceduri la moment. Acele instituții de stat și acele servicii private care le avem prestează doar 20% din necesitatea existentă în Republica Moldova. Este corect că atunci când se investește într-un domeniu, această investiție este mult mai bine să fie recuperată pe un termen mult mai lung și îndelungat decât într-un termen mai scurt pentru orice investitor. Pe de altă parte, compania privată care oferă serviciile de dializă conform contractului a declarat cu alte ocazii că deservește toți pacienții care vin cu îndreptare, iar pentru ceea ce oferă, banii le sunt întorși de către CNAM. Experții în domeniul sănătății se arată îngrijorați că a fost dublat termenul contractului în lipsa unor dezbateri publice și fără o prezentare a rezultatelor de până acum. Ghenadie Țurcanu, de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, suspectează un beneficiu pentru compania privată în detrimentul statului. Au fost realizate studii de către Banca Mondială. În cursul de, spunem, de 10 ani, nu este bine sau nu este economic avantajos pentru stat să semneze contracte de parteneriat public-privat anume pentru servicii de dializă. Pe mine mă face să cred că aici sunt interesele comerciale ale agentului economic. Iar experta în politici de sănătate, Ala Nemerenko, este de părere că atât termenul dublat, cât și clauza de exclusivitate vor duce la lipsa unei concurențe pe piață. Dacă e un termen așa lung, înseamnă că nu mai intră nicio concurență și atunci ar putea să vină și un alt operator, chiar și străin pe piața noastră și cu servicii mai ieftine și mai bune, dar el nu mai are loc. Inițial, compania privată a câștigat licitația pentru gestionarea secțiilor de dializă în 2014 pentru o perioadă de 12 ani. În Moldova, servicii de dializă prestează 7 instituții medicale. Potrivit contractului, compania privată urmează să modernizeze centrele de dializă în aceste spitale și să deschidă altele noi. Reprezentanții acestea au menționat pentru TV8 că vor veni cu o reacție la acest subiect lunea viitoare. Deși până la Crăciun mai avem puțin, membrii comunității Ocupai Guguță au colindat deja Partidul Democrat. Îmbrăcați, colorat și cu instrumente muzicale, tinerii le-au cântat democraților despre Porsche-urile scumpe ce s-ar regăsi în parcarea sediului. Câte Porsche-uri în MD! Toate sunt de la BD! Câte Porsche-uri în MD! Tinerii de la Occupy Guguț au manifestat în fața sediului PDM, iar în refrenul de bază s-au referit la mașinile scumpe ce s-ar afla în parcarea democraților. Aceștia au fost lăsați să protesteze în pace, deși în zonă sunt instalate bare de protecție și câțiva polițiști. În colindul lor inedit, activiștii au cântat și despre procuratură, mai ales că de astăzi instituția s-a mutat alături de sediul PDM. Purtătorul de cuvânt al democraților a avut telefonul deconectat și nu am reușit să obținem o reacție în legătură cu această acțiune. Anterior, despre mașinile scumpe din partea democraților a scris și activistul Vitale Sprânceană. Acesta a filmat câteva momente cu automobilele de lux. Atunci, reprezentantul PDM, Vitalie Gămurare, a menționat că nu doar democrații au sediul acolo. Potrivit site-ului diez.md, care în 2017 a analizat ce mașini conduc politicienii, liderul PD deține 3 Mercedes-uri de lux, care ar valora aproape 3 milioane de lei,
în timp ce premierul Pavel Filip un BMW de 400.000 de lei, iar Andrean Candu, președintele Parlamentului, un Lexus de aproape 600.000 de lei. Tot mai mulți moldoveni se plâng pe calitatea proastă a încălțămintei procurate. De la începutul acestui an, Agenția pentru Protecția Consumatorilor a înregistrat peste 50 de plângeri în acest sens, iar încălțămintea a fost cumpărată atât din piețe cât și din magazine de firmă. Potrivit reclamanților, în toate cazurile, marfa s-a stricat chiar din prima lună de la folosire. Agenții economici s-au văzut nevoiți să întoarcă banii consumatorilor. Cumpărătorii pe care i-am întâlnit astăzi la piața centrală spun că nu prea au încredere în articolele care se vând la tarabele de aici. Deși pare să fie mai ieftină, încălțămintea s-ar deteriora mult mai rapid. Păi îmi iau de firmă dacă îmi iau. Îmi iau o geacă bună, îmi iau o încălțăminte bună, nu? Pentru că două săptămâni se rupe aici, nu? Nu? Maxim o lună de zile ține. Ce fac pentru o lună de zile? Mai bine dau 150 de euro și mi-au ceva bun. Și pădușa bă la hărușă, e udobnă, bă la e teplă. 2 ani подряд покупали вот ботинки и лопали, подошва лопалась. И что вы делали? Ничего, выкидывали. Тютишь după preț, тютишь după calitate, да, cum este. Că dacă n-as fi de 600 de lei, n-as fi calitate, și normal că n-as fi. Tuți psihotare niște prețuri la încălțăminte când într-adevăr este calitate, da, aici. Vânzătorii afirmă însă că oamenii sunt în goană după un preț scăzut, iar dacă vor încălțăminte calitativă, trebuie să scoată și mai mulți bani din buzunar. După posibilitate, lumea alege încălțămintea. Calitate, preț, în primul rând, ca ceva mai ieftin, 500-700 de lei maximum. Dacă e mic, vine înapoi, îți dă mai mare. Cu orice om îți găsește limba comună și banii întoarcem. Este și calitate bună, este calitate foarte bună. După bani, dacă mai scumpă, mai bună, dacă mai ieftin, noi este și bună și nu bună. Am făcut un tur pe la 15 tarabe și doar la una am găsit încălțăminte anatomică, ce-i drept doar pentru copii. Pentru că au e ca chestia asta aici și tare aici la călcâi. Merge tare. Dar este, adică nu toate au acestea? Nu toate. După cum o stâie la piele, calitatea pielii tot se uită, la costură, la încleitură, cam cum e făcut. Zilnic la acest medic ortoped se adresează 10 de oameni cu dureri ale spatelui, una dintre cauze fiind și încălțămintea incorrectă. Majoritatea pacienților sunt copii, iar tratamentul și perioada de restabilire durează destul de mult. Noi nu încercăm să imobilizăm într-o încălțăminte ortopedică, ci încercăm, uitați-vă, cu electromiostimulator să stimulăm anumite grupuri de mușchi ca să-i dezvoltăm tonusul fiziologic normal. În cazul în care este necesar, adică noi folosim ortezii, nocturne, sunt ortezii de zi, flexibile. Întrucât cele mai multe probleme sunt provocate de încălțăminte de iarnă, medicul recomandă oamenilor să o aleagă cu mare atenție. Neapărat să fie o plantă ușoară, o plantă ergonomică, o plantă flexibilă, ca să cât mai puțin să facă imobilizarea în timpul mersului. Să fie lărguță, fiindcă în momentul în care este comprimată, este planta strânsă, circulația se dereglează, respectiv ea încă mai tare îngheață. Atitudinea scoliotică, toate durerile lombare, durerile de coloană vertebrală, ca să apară de la o încălțăminte cu care o purtăm incomodă. Dacă nu sunt mulțumiți de calitatea încălțămintei procurate, oamenii pot depune plângere la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. De la începutul acestui an, instituția a recepționat în jur de 50 de plângeri în acest sens. În toate cazurile, susține autoritatea, vânzătorii au fost obligați să întoarcă banii. Incendiu pe strada Grenoblu din capitală, după ce o mașină a oprit în mijlocul străzii, de sub capota acestea au început să iasă flăcări. Proprietarul a încercat să stingă focul, însă toate încercările au fost zadarnice. Deflagrația a avut loc noaptea trecută, iar focul a cuprins toată partea din fața automobilului de model BMW. În scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii care au lichidat flăcările. Potrivit unor martori, cauza ar fi fost un scurt circuit. Deocamdată nu se cunoaște dacă cineva a avut de suferit. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu au fost de găsit pentru detalii. Pentru că sărbătorile de iarnă să nu se transforme în evenimente neplăcute, poliția și pompierii vin cu un șir de recomandări. Astfel, șoferii sunt îndemnați să nu consume alcool atunci când sunt la volan, dar și să circule cu viteză regulamentară. Iar pentru că elevii intră deja în vacanță, părinții sunt atenționați să aibă și mai multă grijă de ei. Și salvatorii au anunțat că de sărbători vor fi la muncă pentru a interveni în eventualele tragedii. Este 500 de salvatori și pompieri,
150 de auto speciale, dar după caz vom implica atâtea forțe și atâtea mijloace de câte vom avea necesitate pentru a depăși o situație de criză. Pe lângă salvatori și angajații Inspectoratului Național de Patrulare își vor intensifica prezența pe traseele naționale în contextul mini-vacanței de Crăciun pe stil nou. De asemenea, pe drumurile din țară vor fi active și echipajele INP care vor măsura viteza automobilelor cu echipamente de tip radar. Inspectoratul mai recomandă șoferilor să nu depășească limita de viteză și să nu urce beți la volan, acestea fiind cele mai frecvente cauze ale producerii accidentelor. Conducătorii auto mai sunt îndemnați să se deplaseze mult mai prudent atunci când pe marginea drumurilor se află pietoni, mai ales copii sau bătrâni. De astăzi, elevii au ieșit în vacanța de iarnă, iar din această cauză, poliția solicită părinților să-i supravegheze în permanență pentru a evita orice risc, cum ar fi dispariția lor, implicarea în accidente de circulație sau rănirea. În total, ordinea publică de sărbători va fi asigurată de peste 4.000 de angajați ai subdiviziunilor Ministerului de Interne, dublu decât în zilele obișnuite. O ploaie cu grindină cât mingile de tenis a făcut ravagii în Sydney. Peste 25.000 de persoane s-au plâns că mașinile și acoperișurile caselor lor au fost distruse. Potrivit estimărilor preliminare ale autorităților, grindina ar fi provocat daune estimate la peste 125 milioane de dolari. Autoritățile locale din cel mai mare oraș din Australia deja au calificat furtuna puternică drept catastrofă. Pietonii aflați în stradă s-au ascuns în clădirile din apropiere, iar șoferii și-au părăsit mașinile și-au fugit în stațiile de alimentare. Cei care se aflau pe plajă s-au ascuns chiar și în apă. Potrivit meteorologilor, astfel de furtuni sunt destul de frecvente în zonă. Cea mai distrugătoare a fost înregistrată ultima dată în 1999, când a provocat daune de circa 1,7 miliarde de dolari. Bun Natale sau Crăciun fericit, fotbaliștii lui AS Roma împreună cu antrenorul principal și-au felicitat suporterii cu ocazia Crăciunului. Semifinaliștii Ligii Campionilor au postat pe site-ul oficial un filmuleț în care sărbătoresc nașterea Domnului toți împreună, ca o familie unită. Jucătorii Romei au ales să-și felicită fanii din întreaga lume într-un mod inedit. El Sharawi face carne la cuptor. Ragazzi, questo passo non siamo pronti neanche per Capodanno. Prosto a di. Portarul Olsen și soția sa împodobesc bradul, iar capitanul de Rossi în rolul oaspetelui care întârzie mereu la orice sărbătoare de familie. Au, mai era mai de spetală. Scena reconstituie o seară de Crăciun într-o familie italiană, unde sunt prezenți toți membrii familiei în cazul dat a echipei, chiar împreună cu soțiile lor. Each December, the heart grows tender. Deși vedetele grupării Edin Dzeko, Alexander Kolarov și Cengiz Under sunt absenți, filmulețul reușește să molipsească prin atmosfera sa de sărbătoare. Tradițional, ajunul sărbătorilor de iarnă este timpul în care marele cluburi obișnuiesc să-și felicite suporterii prin metode mai originale. Recent, Manchester City a postat câteva imagini care anunță lansarea unui filmuleț cu Kevin De Bruyne în rolul principal. Videoul prezintă o parodie a celor mai cunoscute momente din legendarul film cu Macaulay Culkin, Singur acasă. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la ora 21. Iana Stepanenko vă așteaptă la știrile în rusă. Vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!